Deputatul USR de Maramureș, Vlad Emanuel Duruș, atrage atenția ministrului de interne, Carmen Dan, că Maramureșul e unul dintre cele mai lovite județe, pentru că înregistrează cea mai mică medie de polițiști la 100.000 de locuitori. E cu mult sub județele limitrofe, Satu Mare, Bistrița Năsăud sau Sălaj. Media pe țară este de 265 de polițiști la 100.000 de locuitori. În Maramureș, media este de 194 de polițiști la 100.000 de locuitori. Polițiștii care lucrează suplimentar nu pot fi recompensați nici material, nici cu zile libere, pentru că nu e cine să-i înlocuiască, mai semnalează parlamentarul maramureșan. Pe linia structurilor de ordine publică s-au situat activitățile informativ-preventive și de intervenție desfășurate în comunitate, materializate în 18.558 de intervenții la evenimente, 1.670 de stări conflictuale aplanate, 2.134 de petiții soluționate, 1.018 activități educativ-preventive în unități de învățământ. Statistica ni se poate părea bună, dar cu ce preț? Cu câtă uzură? Sigur, putem aduce în discuție o sumedenie de alte cifre. Putem să vedem lucrurile bune sau mai puțin bune din spatele lor. Ceea ce rămâne în realitatea din teren, ne dorim să fim în siguranță fiecare dintre noi, dar trebuie să înțelegem că acest lucru nu este posibil cât timp polițiștii sunt transformați în voluntari. Unui polițist pe care îl vei solicita în miez de noapte la o intervenție fără ca să-l plătești, nu poți să-i ceri operativitate sau alt sacrificiu. Va fi în teren pentru că își va respecta munca, dar va simți că noi, ca țară, ne batem joc de el. Din păcate, aici a coborât guvernul politica de stat la umilință. Îi umilim pe bolnavi, pe mamele care se află în concediu de maternitate, pe persoanele cu handicap, acum pe polițiști. Doar pentru că atunci când guvernanții au dat legea salarizării, nu au calculat efectele, declară deputatul USR Vlad Emanuel Duruș. Parlamentarul aduce în atenția ministrului de interne și situația de la Borșa, unul dintre orașele cel mai greu de gestionat din punct de vedere al siguranței. În acest moment, poliția orașului Borșa numără 32 de lucrători la o populație de peste 27.000 de locuitori. Numărul celor care lucrează efectiv pe intervenție este de 16. Dacă s-ar respecta statistica de la nivel național, în Borșa ar trebui să fie cel puțin 71 de polițiști. În 2010, orașul a avut 50 de polițiști, de atunci efectivele au scăzut constant. Unde este siguranța cetățeanului, a turistului? Pentru că zona este una care speră să se poată ridica pe turism. Spun cu toată responsabilitatea că în Maramureș conducerea IPJ nu poate să asigure și drepturile polițiștilor și siguranța cetățeanului în mod optim. Avem pretenția ca polițistul să ne apere, dar atunci trebuie să-i asigurăm confortul pentru a face acest lucru. S-a ajuns la anomalia ca polițistul comunitar să fie mai bine plătit decât polițistul din structurile ministerului. Doamna ministru, vă rog să ne răspundeți care este strategia ministerului în privința asigurării siguranței publice, cum veți asigura continuitatea în special în secțiile din mediul rural și cum veți acoperi punctual lipsa de personal din IPJ Maramureș sau din alte inspectorate. Sunt întrebările la care deputatul USR Vlad Duruș așteaptă răspunsuri pentru Maramureș.